Manuscrisul cuprinde creații ale poetului Mihai Eminescu din perioada studiilor și din perioada ieșeană 1866-1878. Acest manuscris ascunde în el piese de teatru, Ștefan cel Tânăr, Petru Rareș, Andrei Mureșan, traduce Iulian Shakespeare, versuri, doină, Fata cea nebună, Călin nebunul, iubito, Scrisoarea a doua, Călin, publicistică, cronică dramatică și dicționar de rime. Vă invităm la Biblioteca Maramureș să răsfoiți acest manuscris, să faceți cunoștință și cu celelalte cărți și opere ale marelui poet Mihai Eminescu.